Legenda Atlantidei. Din adâncul mării albastre, din valuri limpezi s-a înălțat, ascuns pe veci privirii noastre, tărâmul vechi și fermecat. Din cenușa renăscut acum, mai puternic ca oricând, viața s-a topit, Atlantida, drag pământ. Învie, lumea mea renăscut, renaște, mai frumoasă ca oricând. Învie, lumea mea renăscut, renaște. Șocul de-a stăpânul universului, nu-i așa? Belial. Așteaptă puțin. Ar trebui să înveți bunele maniere, noul meu animăluț. Nu-mi e deloc greu să te trimit înapoi în puțul unde te-am găsit. În puțul în care m-ai închis? Nu e deloc simplu să îmblânzești natura. După cum vezi, am anumite puteri. Da, da, trucuri ieftine. Dar vreau puteri și mai mari. Și de ce mă chinuiești pe mine? Ești o creatură a anticilor, primii locuitori ai Atlantidei. Spune-mi câteva dintre secretele lor și te voi elibera. Îți spun! Știi, o menajeră ar face minuni în locul ăsta. Ei bine... Vrei cele patru cristale ale vieții? Continuă. Cristalul vântului se află în vârful unui brad uriaș. Cristalul apei în locul în care râul se varsă în mare. Cristalul pământului sub țărmul îndepărtat. Cristalul focului acolo unde mocnește marele vulcan. Au! M-am speriat singur. Mai exact, ce pot face aceste cristale ale vieții pentru mine? Alo? Nu fac decât să-ți dea putere asupra celor patru elemente ale naturii. Vânt, apă, foc și pământ. Da, cele patru elemente. Acum mă las să plec, pa, pa. Dacă voi găsi cristalele și voi descoperi că au puterile de care mi-ai vorbit, te voi elibera. E timpul să mă sfătuiesc cu regele Alta. Îi voi propune o expediție până la țărmul îndepărtat. Ce altă cale mai bună de a descoperi cristalul pământului? Simte-te ca acasă! Mersi! Te porți atât de frumos cu invitații tăi! Vai! Ce se va întâmpla atunci când vom termina rezervele de cărbune? Cetatea va pierde o resursă importantă. De aceea, vă cer permisiunea de a săpa o mină în această regiune. Țărmul îndepărtat. Planul tău e ridicol. Săbăturile tale vor schimba viețile locuitorilor de pe țărmul îndepărtat, care trăiesc acolo de secole.
Sunt o adunătură de culegători de fructe. Îi vom muta în altă parte. Faptul că trăiesc simplu și iubesc natura nu e un motiv să-i necăjim. Sunt supușii tăi loiali. Mamă! Tată! Veniți în grădină! Te rog să mă ierți, mare sfetnic. N-am vrut să te întrerup. Ce este, Ela? Trebuie să vezi cu ochii tăi. Așa l-am găsit când m-am trezit de dimineață. Se pare că i-au fost arse rădăcinile. Are nevoie de puțin ajutor. Wow! Aș vrea să pot face și eu asta. Vei putea. Doar provenim dintr-o familie de vindecători. Ce zi frumoasă! Hai să mergem la plajă. Ce idee grozavă! Vino să mergem! Prietenă Delf, ce te îngrijorează? Cristalul vântului a fost furat. Cine l-a furat? Nu știu, mă tem că și celelalte cristale sunt în pericol. Trebuie să găsim o cale de a le proteja. Belial, ce afaceri necurate mai pui la cale, hm? Exact unde mi-ai spus, în vârful unui brad bătrân. Wow! Ușor el! Vino, gripă! Să vedem dacă acest cristal are puterea de care mi-ai vorbit. Ce cald e aici! Parcă e niat. Știi, prietene Belial, nu ți-a stricat un evantai uriaș care să mai răcorească puțin aerul? Știi? Cristalul vântului e perfect și al meu. Oh, ce râs zgomotos! Scuză-mă, dar eu te-am ajutat! Mai ții minte înțelegerea noastră? Mai am 3 piedestaluri goale. Nu te voi elibera până când nu voi găsi și cristalele pământului, focului și apei. Nu mi-ar fi greu să te arunc în groapă. Nu, cred că prefer să stau cu tine, bătrâne. Nu, îmi pleacă la veșnică. În ce? În ce? În ce? Nimic. E o crăpătură umplută cu gaze. Flacără? Bine! Este flacăra veșnică! Acela care posedă cele 4 cristale poate folosi flacăra pentru a obține puterea absolută! Și eu care credeam că e un simplu foc. Un simplu foc. Frumos. În curând, voi fi stăpânul pământului și al cerului! Ce s-a auzit? Ajutor! 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 Hei! Ai putea să-mi dau o mână de ajutor, nu crezi? Sau îți place mirosul de pene pârlite? Carnea mea nu are gust de găină, să știi!
Ce s-a întâmplat, Ela? Belial are o peșteră secretă sub palat. Spunea ceva despre cum vrea el să controleze lumea. Avea un cristal galben, un cristal vântului, așa-i spunea. Și era acolo un foc uriaș, ceva cu veșnic, flacăra veșnică. Se pare că Belial se ține de vrăji mărunte. Cum spunea și tatăl tău, este inofensiv. Dormi în pace, draga mea. Acest cristal te va ajuta la nevoie. Bună dimineața, maestate! Unde este regina Marina? Sper că nu e bolnavă. Nu-ți face griji, Belial! Regina Marina s-a dus să-i viziteze pe oamenii care trăiesc de-a lungul coastei. Nu vrem să tulburăm viețile liniștite ale locuitorilor de pe țărmul îndepărtat. Dar... Nu mai insistă! Altcineva a luat decizia pentru tine. Regina Marina m-a învins din nou. Auci! De data asta, prezența ei nu era nici măcar necesară. Dacă nu sap o mină pe țărmul îndepărtat, cum o să găsesc eu cristalul pământului? Și de ce e Regina Marina atât de interesată dintr-o dată de ce se petrece acolo? Ia să vedem ce cauți tu de fapt pe țărmul îndepărtat, Regina Marina. Trebuie să găsim noi ascunzători pentru cristalele pământului, focului și apei. Da, să începem cu cristalul pământului. Îl voi arunca în adâncurile oceanului pentru ca Belial să nu pună mâna pe el în veci. Vino, Gripos. Simt apropierea unei furtuni violente în largul mării. Ei, dacă tu simți, atunci alții vor da de belea. Să știi? Ups! Aha! Corabia! Ah, ce-ți zi plăcută de ieșit pe mare, nu? Nu și pentru Regina Marina. Cristalul vântului, dezlănțuieți puterea. Cristalul pământului va fi al meu. E prea mult curent pe aici. Adu-mi cristalul Reginei Marina. Înalță un val înalt și zdrobitor! Minunat! Mama! Zorn, unde au găsit corabia? Pe țărm au ajuns câteva lemne. Restul s-a dus la fund. Cum s-a întâmplat? Pescarii mi-au spus că s-a iscat o furtună din senin. Ești sigur că nu a supraviețuit nimeni? Ce pierdere uriașă! Toată lumea o iubea. Ce tragedie înălțimea ta! Natura este atât de crudă, de nestatornică! Cu toate astea, am găsit eu calea de a micșora efectele sale devastatoare pentru ca pe viitor să prevenim asemenea tragedii, înțelegeți? Omul nu poate să poruncească naturii! Natura este nevalnică, nestatornică și foarte periculoasă. Trebuie stăpânită! Eu știu cum să o stăpânesc, cum să o îmblânzesc, știu! Tată! Mama nu ar fi fost niciodată de acord cu așa ceva. Belial, fă tot ce poți.
Nu vreau ca supușii mei să mai simtă neajutorarea și durerea pe care o simt eu. Dar nu se cade! Ne socotești porunca regelui tău? Da! Locuitorii țărmului îndepărtați nu vor să facă parte dintr-o împărăție care le tulbură modul de viață. De acum încolo, tu și toți locuitorii țărmului îndepărtați veți fi alungați din cetate și tratați ca niște străini! Tată, nu poți face asta! Când pe obraj ploaia ta te smierdat, tu să știi că eu te-am alintat. Când pe obraj vântul te-a mângâiat, tu să știi că te-am îmbrățișat. Cu tine voi sta, voi auzi chemarea ta. Nu vreau să te rătăcești, hai vino, tu ești singura mea stea. Steaua mea, vorbele îmi sunt luate de vânt. Tu ești tot ce am acum mai scump. Puterea mea să fie vecea ta, forța mea te va ajuta. Pe veci cu tine voi sta, voi auzi chemarea ta. Mulțumesc, Mino, dar nici măcar tu nu mă poți înveseli. Oh! Credeam că sunt singură. Niciodată nu ești singură. Știu că ești tristă, dar mama ta va vedea tot timpul asupra ta. Nu trebuie să-ți pierzi speranța. Eu sunt Delf. Am fost o prietenă apropiată a mamei tale. Voi veni la tine de fiecare dată când vei vrea să vorbești cu cineva. Și eu? Eu nu contez? Sunt un nimeni? Minoa, te înțeleg. Ce fel de magie e asta? Nu e nicio magie. Îți arăt cum era pe vremuri. Pe vremuri? Da, bineînțeles, pe vremuri. Pe vremuri trăiau anticii, strămoșii noștri. Ei știau ce simte fiecare fir de iarbă, fiecare piatră, fiecare viețuitoare. La la la! Știau chiar și ce e în mintea distrată a păsărelelor. Distrată? Te anunț că sunt foarte atentă. Hei, uite un gândecel. Mama avea de gând să mă învețe aceste taine? Dar le știi deja. Trebuie să privești în adâncul tău.
Hei, lăsați-mă în pace! Belial ne-a pregătit o demonstrație spectaculoasă. Mulțumesc, maestate. Oh, ce smintit. Am vrut să îndeplinesc regelui Alta dorința de a proteja locuitorii Atlantidei de catastrofe naturale. Și am găsit o modalitate de a proteja cetatea de furtuni și de alte fenomene naturale distrugătoare. Asta, prințesă, e o cupolă protectoare. Va fi coborâtă în fiecare seară și la cel mai mic semn de ploaie. Oh, minunat! O altă invenție uimitoare de-a lui Belial. Aș vrea să am aripi ca să pot zbura departe de aici. Zborul nu mai e la modă. Ce zice, mai bine să facem o plimbare pe jos prin cetate? O cetate plină de oameni cărora nici măcar nu le pasă că le-a fost răpit paradisul. Mama n-ar fi tolerat așa ceva. Mai mult ca sigur. Îmi doresc să trec de porțile cetății și să văd lucrurile așa cum erau. De fiecare dată când vei vrea asta, îți voi arăta eu calea. Cum, Delf? Dacă îți dorești cu adevărat, un zid nu te poate ține prizonieră. Ela. Aici? Nu te teme, te călăuzesc eu. Ela, tatăl tău spune că e periculos să ieși din cetate. Sunt numai monștri care papă păzărelele. Mari, păroși, cu corți. Eu fricoasă? Bine, minunat. O să te aștept aici, da, singura cuc. Hei, nu mă lăsați aici singura. Scoate-mă de aici. Wow, ce culori! Ah, Minoa, nu-i așa că aici e paradisul? Și încă cum? E plin de musculițe! Ah, ce drăguț! Un aperitiv. Corfu, nu! Ți-am spus să lași păsările în pace. Ce? Un arici sau o feveriță? Nu. E cea mai frumoasă ființă pe care am văzut-o vreodată. Fată, ce plictisitor! Stai! Nu trebuie să-ți fie frică! De ce mă spionai? Nu! Nu ai voie să vorbești cu străinii! Nu te spionam! Nu știam cine ești! De unde vii? Nu! Nu-i spune! Te va mânca! Vin din cetate! Ce faci? Din cetate? Din cetate, da! Sunt servitoare! Nu ai haine de servitoare. La palat. Lucrez la palat. Bună. Sunt camerista prințesei Ela. Ai auzit de ea? Nu mă interesează cei care cred că sunt mai buni decât mine, numai pentru că trăiesc într-un palat pompos. Ai grijă, sălbaticule. Hei! Minoa! Iart-o. Este foarte loială prințesei. Credeam că vă e interzis să părăsiți cetatea. Păi, este, dar n-am mai suportat să rămân nici un minut în plus în închisoarea aia de piatră. Ce s-a auzit? E căderea serii. Dar soarele mai are până apune. Nu și în cetate, vezi? Și cum se numește această ultimă invenție măreață? Se zice că ne protejează. Regele are intenții bune, dar mă tem că nu vom mai vedea niciodată un apus de soare adevărat.
că veni vorba de apusuri. Trebuie să ajungem la palat înainte să se întunece. De ce? Să ratați cel mai spectaculos apus de soare? Niciun alt apus de soare nu se poate compara cu cel văzut pe țărmul îndepărtat. Mai întâi cerul se face roz, apoi violaceu, apoi portocaliu. Discul soarelui se schimbă din galben în roșu aprins. Pe măsură ce soarele se cufundă în albastrul oceanului, norii strălucesc de parcă ar fi din aur. Wow, cred că e minunat! Vino cu mine și îți voi arăta. Este cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată. N-aș vrea să mai plec. Atunci nu pleca. Nu pot rămâne aici. Locuiesc în cetate. Vei mai veni, nu-i așa? Cât de des voi putea. Așteaptă! Cum te cheamă? Belial! Prințesă Elan, te-am căutat toată după amiaza împreună cu tatăl tău. Îmi pare rău, am fost prin cetate, prin piață, adică prin piața din cetate, acolo am fost. Da, ne-am uitat la prețuri, prețuri foarte mari, ar mai trebui scăzute, știi doar că îi place să facă cumpărături. Dă-te din calea mea, păsărică ciripitoare ce ești. Prințesă, mă tem că va trebui să întrerupem lecțiile câteva zile, am treburi de rezolvat în mină. Speram să facem câteva lecții în această seară la tine în iatac. A? E prea târziu, Belial. Eu dorm foarte puțin. Nu vreau să-mi irosesc prețioasele talente. Adevărat? Eu nu rezist dacă nu dorm 10 ore pe noapte. Dar cât este ceasul? Atât de târziu? Cred că vom recupera lecțiile când te întorci. Vom recupera noi mai mult, prințesă, nu doar lecțiile. Mâine voi pleca spre țărmul îndepărtat. Ah, perfect! Lasă-mi mie copiii în grijă și du-te să nenorocești lumea. Am nevoie de 4 cristale. Câte am până acum? 2. În apropierea țărmului îndepărtat se află o cascadă. Cristalul apei s-ar putea să fie spatele ei, în peștera anticilor. Da, să înțeleg că ne ducem până acolo. Mâine pe vremea asta, cristalul apei va face parte din colecția mea. Iar începe, aoleu. Tera! Tera! Mulțumesc, îți rămân dator. Stai liniștit, îmi mulțumesc mai târziu. Am senzația că ne cunoaștem de foarte mult timp. Îți promit că voi fi prietenul tău pe viață. Nu-i aici! Prințesă, acum înțeleg de ce nu ai timp de lecții. După ce că m-ai trimis după potcoave de cai morți, am mai și prins-o pe prințesă giugiulindu-se cu un băiat din afara cetății. Și colac peste pupăză, regele s-a răzgândit cu privire la zidurile din jurul cetății. Să înțeleg că e una din zilele proaste? Numai prințesa Elan i-a băgat regelui în cap ideile astea. Și nu sunt ideile ei, ci ale băiatului ăluia. Oamenii din regat nu vor mai putea fi controlați dacă vor simți gustul libertății. Libertate! Ce frumos ar fi! Cred că e timpul să scap odată pentru totdeauna de barbarii din afara cetății. Cristalul pământului îmi va fi de ajuns să-i potolesc. Cristalul pământului, născut din inima de foc, revarsă lava vulcanului asupra țărmului îndepărtat. Ajutor!
fugit! Ajută! Tată, e îngrozitor! Nu putem să-i ajutăm? Ne punem și noi viața în pericol. Gata, gata, prințesă. Nu te ajută cu nimic dacă plângi. Ai dreptate, Mino. Trebuie să facem ceva. Delf! Elan, satul a fost distrus. Oamenii sunt răniți, avem nevoie de ajutor. Și Tera? A dispărut. Vei veni. Cu vulcanul ăsta am prins doi iepuri dintr-o lovitură. Alungă-i pe săteni și recuperează cristalul focului. Ți-am spus că e în vulcan. Data viitoare când mă mai trimiți într-un vulcan, așteaptă să erup mai întâi. Ia! Foc! Marde! Ia! Nu-mi mai lipsește decât cristalul apei. Abia după aceea voi putea scăpa de bătrânul rege Alta. Cumva mi-a ascuns ceva ca să-i protejez pe locuitorii țărmului îndepărtat? A? Spune! Nu, nu, jur! Locuitorii țărmului îndepărtat l-au ascuns bine! Hei, de ce nu întreb pe unul dintre ei? Gripos, din când în când ai și tu câte o idee bună. Mulțumesc! Mulțumesc! Spune lui Tera că mă voi întoarce cât de repede voi putea. Dă-i drumul, monstru, ce ești! Deci, prințesă, asta e arma ta demnă de milă. Îți arăt eu cine e demn de milă? Ha, ha, ha! Casec! E timpul pentru runda a doua! Oh! Spune-i lui Tera că dacă va mai vrea să-și vadă prietena, va trebui să treacă pe la mine. Minoa? Mamă! Mătușă Edna! Tommy, ce căutați în cetate? Nu-ți face griji pentru mine, du-te după Tera! Cine e monstrul Belial? El ne-a distrus pământurile. Își dorește cu disperare să stăpânească Atlantida. Tera, te rog, ai grijă! Arată-mi pe unde să intru în cetate. Un intrus! Prindeți-l! Exact așa cum bănuiam, maestate. Sătenii au pătruns în cetate. Închideți-l și puneți santinele pe ziduri. Sire, mă lăsați pe mine să vorbesc cu prizonierul. Poate știe ceva în legătură cu dispariția prințesei Elan. Fă tot ce trebuie. Îmi vreau fiica înapoi. Nu mai face pe prostul. Deși joci teatru atât de bine. Mulțumesc! E un câmp magnetic puternic, n-ai cum să scapi. Ți-am spus că nu știu nimic de niciun cristal al apei. Dă-ne drumul! Dacă nu-mi spui unde e, am să te spânzur pentru răpirea prințesei Elan.
N-am răpit nicio prințesă! Nici măcar n-o cunosc! Îmi spui că n-o cunoști și ți-ai petrecut cu ea ultimele două săptămâni? Nu înțeleg. Adică nu știai că ea e prințesa? Câtă sinceritate într-o relație! E adevărat? Oh, da, îmi pare rău. Nu am putut să-ți spun. Nu a putut să-ți spună deoarece te spiona pentru mine. Nu, e o minciună. Cum e cea cu servitoarea? Ai face bine să-mi spui unde e cristalul apei. Dacă nu, îi voi lua la întrebări pe toți oamenii tăi, așa cum numai eu știu, până aflu adevărul. Ți-am spus că nu știu nimic de niciun cristal. Și chiar dacă aș fi știut, nu ți-aș fi spus nimic. Ce păcat! Bun venit în noua ta casă! I-am prins sufletul în acest cristal. Corpul lui va începe să putrezească în câteva ore, dar spiritul va rămâne închis pe vecie în această piatră strălucitoare. Ți se întoarce stomacul. Minunat, am și eu o companie. O altă piatră. Bună, Pietricico, nu ești prea vorbăreață, nu-i așa? Pleci undeva? Toți cei care mi se vor opune, chiar și tatăl tău, vor avea aceeași soartă. Nu o să scape așa ușor, Belial. Îți voi demonstra că nu ai cum să mă oprești. După ce voi găsi și cristalul apei, voi putea controla puterea flăcării veșnice. Voi deveni nemuritor și toți oamenii care se vor naște în Atlantida vor fi sclavii mei. Elan, a sosit vremea să alegi. Ori vei fi sclava mea, ori mireasa mea. Mai bine mor! Și asta e o alegere, deși cam exagerată. M-aș gândi mai bine dacă aș fi în locul tău. Orice încercare de evadare e zadarnică. Cu globul ăsta îți pot urmări orice mișcare. Mama, de ce nu ești aici? Nu-l pot înfrunta singură pe Belial. Ba poți, Ela. În interiorul tău zace o putere imensă. Mama, te pot vedea! Poți vedea și auzi multe lucruri pe care ceilalți nu pot. Mă vei ajuta? Bineînțeles, dar nu ai nevoie de ajutorul meu. Ba da! Dacă Belial găsește cristalul apei, va pune stăpânire pe flacăra veșnică. Știu, trebuie să găsești cristalul înaintea lui și să-l arunci în ocean, unde va rămâne ascuns pentru totdeauna. Dar sunt închis aici! Ține minte, Ela. Poți vedea lucruri pe care alții nu pot. Știu cum să ies de aici! Terra, Terra, îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat. Ajuți sau mi-ai întins altă capcană? Te rog, lasă-mă să te explic. N-ar trebui să-ți mai vorbesc. Cât mi-aș dori să pot să mai cred. Speram că visele
se împlinesc. Cine ești tu? Nu te cunosc. Vorbele n-au niciun rost. Credeam că n-ai cum să înțelegi cine sunt eu fără să pleci. Cânjesc după iubire, cât îmi doresc să simt. De adevăr m-am temut și am crezut care va străina. Tot între noi e iubire, tot între noi e iertare, tot între noi e simțire, tot între noi dăruire. În noaptea cea neagră de mână te prind, vise ciudate în mine se aprind. Atâtea ziduri între noi doi, nici nu mai știu ce să mai simt, ce e între noi. Tot între noi e iubire, tot între noi e iertare, tot între noi e simțire, tot între noi dăruire. Chipul să ți-l privesc e tot ce-mi doresc. Înțelegi tu acum cât de mult te iubesc. Dăm doar un semn și n-am să mai plec. Suntem doar noi doi. Suntem doar noi doi. Tot între noi e iubire, tot între noi e iertare, tot între noi e simțire, tot între noi dăruire. Tot între noi e iertare, tot între noi e simțire, tot între noi dăruire. Este iubire, este iertare, este simțire. Scuze-mă, domnișoară, aici, aici, poate cădem la o înțelegere. Aer curat! Sunt liber! Liber! Tara, am nevoie de ajutorul tău. Poporul meu are nevoie de mine. Văd că te-ai descurcat și singura. Stai! Trebuie să mă ajut să găsesc cristalul apei. Iartă-mă, poate îți pot fi eu de ajutor, prințesă. Doar tu m-ai eliberat. Știi unde e cristalul? Sigur, de fapt, oarecum. E o hartă secretă la stânca apusului, pe țărmul îndepărtat. Asta e tot ce știu, jur. Ripos, îți meriți din plin libertatea. Nu văd nicio hartă. Cristalul apei e pe semne ascuns în această grotă. Te rog, ajută-mă!
Ai nevoie de ajutor? La fel ca și scumpa ta mamă, m-ai condus spre o altă mare descoperire. Lasă-mă să-ți mulțumesc. Dă-mi drumul! Ia-ți mâinile de pe mine! Terra! Părăsim insula. Nu mai e un loc sigur, Delf. Trebuie să o ajuți pe Elan. Belial a prins-o. A prins-o? Dar e complicea lui. Ți-a ascuns adevărata ei identitate pentru că nu vroia să ai probleme din cauza ei. Vânt, pământ, foc, apă. Fiecare dintre aceste elemente are o putere nemaivăzută, dar împreună sunt mult mai puternice decât orice forță de pe pământ. A sosit vremea, măreață flacără! Puterea eternă va fi a mea! Veniți! Trebuie să plecăm de aici! Acum mai încearcă tu să ne găsești, Belial! Fata noului rege! Foc! Pe monstrul ăsta nu-l oprește nimic! Știu! Belial, tu crezi că deții putere absolută, dar nicio putere nu se poate compara cu forța naturii! Coreia eu îi poruncesc! Să trimiți câteva rafale de vânt aici și colo? Nu prea cred! Aer! Gradiere. Apă! Cine se sperie de o ploicică? Foarte bine, prințesă! O să vezi tu! Pământ! Acum crezi că sunt stăpânul naturii? Nu o să fii niciodată! Poți să stârnești puterea naturii, Belial, dar nu poți opri! Oprește-te! Oprește-te! Îți poruncesc să te oprești! La... Veniți! Trebuie să ajungem la corăbii! Adio, Atlantida! Elan, ia uite! Acum putem trăi toți până la adânci bătrâneți! În cazul meu, până la cele mai adânci și mai adânci bătrâneți! Și mai adânci și mai adânci bătrâneți! Și mai adânci! Din adâncul mării albastre, din valuri limpezi s-a înălțat, ascuns pe veci privirii noastre, tărâmul vechi și fermecat.
ușa renăscut acum, mai puternic ca oricând, sufletul de gheață s-a topit, Atlantida, drag pământ. Veci privirii noastre, tărâmul vechi și fermecat. Din cenușa renăscut acum, mai puternic ca oricând, Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română actorii Marlene Magdiș, Marcela Constantin, Ernest Fazecaș și Gabriel Răuță.